Bună și bine m-a regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre 10 seruri pe care le-am terminat, în ce fel și cât de mult mi-a făcut plăcere să termin produsul respectiv sau dacă chiar am ajuns la ultima picătură a produsului, veți afla imediat. Ideea este că am 10 seruri din diverse categorii care se adresează diverselor probleme pe care le poate întâmpina pielea. Din cauza faptului că am adunat foarte multe produse terminate, ar fi fost ceva etern dacă le-aș fi băgat la oaltă pe toate cu celelalte categorii de produse care au ajuns la final. Așa că mi-am propus ca selecția de seruri să fie prezentată astăzi și cu ocazia asta poate aveți șansa să vă faceți o părere despre produse, pentru că în principiu sunt produse muncite, dacă vreți, muncite în sensul de utilizate des, despre care am putut să fac o părere destul de clară. Și voi începe cu un produs exfoliant de la Mizon, care are 8% acizi de tip AHA, acizi care se adresează evident exfolierii pielii, pe care l-am folosit cu plăcere, dar nu în totalitate. Și o să vă spun de ce. Și o să fie acest argument valabil și pentru ceea ce urmează. Pentru mine, în continuare, după ani de zile, produsul cel mai eficient de exfoliere rămâne acel peeling roșu de la The Ordinary. Și pentru că stilul meu de viață îmi permite să-l folosesc pe acela și pe timpul verii, întrucât nu mă expun soarelui frecvent sau pe durate de timp mari, pentru că nu obișnuiesc să am vacanțe de astea care să mă expună soarelui pe o perioadă foarte mare de timp, și pentru că am grijă, folosesc protecție solară zilnic, îmi permit să folosesc produsul respectiv chiar și în aceste condiții de temperaturi exagerate, dar evident că vreau să subliniez faptul că e un produs cu care trebuie avută mare grijă și cu care e mai bine să nu te dai dacă știi că nu respecti întru totul aceste reguli și chiar și dacă ai un stil de viață asemănător cu al meu, să zicem, și nu ai folosit până acum acea soluție exfoliantă de la The Ordinary, e mai bine să amâni momentul începerii utilizării spre toamnă pentru a vă asigura că aveți condițiile optime din toate punctele de vedere. Așadar, aceasta ar putea fi scuza mea atunci când vine vorba despre faptul că nu reușesc să termin toate aceste produse exfoliante și acesta este un caz. Nu că produsul n-ar fost bun. Produsul ar fost bun, produsul ar fi indicat pentru niște persoane la început de drum în a utiliza acizi exfolianți, mai ales că are în formulă, pe lângă acești acizi extrași din fructe, și alantoină și pantenol, aceste ingrediente care au acest rol de a calma pielea și de a o face să întâmpine cu mai mare ușurință acțiunea acizilor. E un produs fain, e un produs pe care l-aș recumpăra în condițiile în care pielea mea nu ar fi în acest stadiu avansat și în care să suporte această exfoliere mai dură, așa, întrucât acolo vorbim despre o concentrație de 30% a acizilor AHA, în vreme ce aici avem doar 8%, asta ca să ne facem o idee și să putem compara produsele și să înțelegem de ce nu e momentul să începem acea soluție acum. După ce am exfoliat pielea, o hidratăm un pic sau chiar un pic mai mult, pentru că acest ser era capabil de o hidratare intensă. Vorbesc despre acest ser cu acid hialuronic de la Isdin, unul dintre cele mai bune seruri cu acid hialuronic testate de mine. A rămas în continuare în top 3, să știți. Și gândiți-vă că au trecut aproape 2 ani de când am descoperit acest produs și în continuare el rămâne în top la capacitatea de hidratare a pielii. Singurul lui minus, să zicem, ar fi legat de preț, adică e de preferat să fie urmărit atunci când e la ofertă, pentru că nu este cel mai accesibil produs la categoria sa de produs, și asta pentru că evident găsim opțiuni și mai ieftine pe bază de acid hialuronic, dar și aici este o întreagă discuție, pentru că o să ne recent la un dermatolog care explica faptul că și acest acid hialuronic are proprietățile lui, dar în funcție de cum, de tipul de acid hialuronic folosit și de cum este el formulat, dacă vorbim despre ceva ieftin sau pe românește făcut pe vapor, putem să dobândim contrariu a ceea ce ne așteptăm să obținem de la un ser cu acid hialuronic, și anume hidratare. Poate de-aia și eu atunci când mă raportez la serurile cu acid hialuronic, am unele care mi-au venit în minte așa pentru că mi-au oferit o experiență senzațională și unele pe care da, mi le amintesc ca mai degrabă uscându-mi tenul decât hidratându-l. Dar ca o concluzie, ceva fabulos, foarte bun, dacă nu vă împiedică prețul, merită încercat. Exfoliere, hidratare, calmare, că acesta era scopul acestui ser cu extract de melc de la 11 Village Factory,
un alt produs care mi-a plăcut extrem de mult, cu genul acela de textură cumva specifică acestor seruri, pentru că știm că aceste seruri bazate pe acest ingredient au așa o textură mai specială, poate un pic elastică, un pic viscoasă, un pic lipicioasă, dar acesta era un produs fain formulat și nu era o lipicioșenie de-aia nesuferită, era ceva plăcut. Și fără îndoială era o formulă faină pentru că avea o capacitate extraordinară de calmare. Mi se părea că era genul ăla de produs pe care îl puneai pe față și simțeai că e acolo cu tine și deja începe să acționeze și să te ajute în ceea ce înseamnă îmbunătățirea calității pielii și întărirea barierei de protecție a pielii. Mi-a plăcut foarte mult produsul. De asemenea, este genul de ser pe care l-aș recumpăra, e genul de ser pe care mi-ar plăcea să-l am mereu în sertarul meu. Era foarte fain, spre exemplu, de folosit și după acea soluție de peeling de la Dior de Nerib, pentru că întotdeauna după aceea simți nevoia unor produse care să vină și să ajute pielea să se recupereze, iar el era o opțiune deseori. Observ că am două produse Isdin și culmea ambele mi-au plăcut extrem de mult. Nu mi s-au potrivit nici mie toate de la ei, am încercat și produse care nu au fost cele mai cel, dar aceste două seruri pe care le am aici cu mine au fost în top. Și acest ser Flavo C cu vitamina C a fost ceva senzațional. Era genul acela de produs care îți oferea luminozitate instantaneu. Avea o textură ușor uleioasă care inițial ți-ar fi putut da de gândit și te-ai fi putut gândi că nu e ceea ce trebuie într-o dimineață, spre exemplu, dar se absorbea atât de rapid și de plăcut în piele și îți lăsa pielea doar luminoasă și cu aspect sănătos. La fel, e un produs pe care l-aș recumpăra oricând, dar de asemenea și în cazul lui vorbim despre un preț ceva mai ridicat. Pentru că aceasta este categoria de preț a produselor Isdin, dar dacă acesta nu este un impediment pentru voi, merită încercate. La fel cum, spre exemplu, îmi vine acum în minte și faimoasa lor cremă pe care nu știu să vă menționez ca denumire pentru că nu vine acum decât porecla pe care i-am pus-o, ziceam crema budincă pentru că avea o textură specială, ceva foarte fain. Eventual o să vă inserez o poză pe aici cu ea, că și aia merită de luat în seamă atunci când căutăm o cremă faină anti-îmbătrânire. Ne întoarcem la exfoliere, dar ne mutăm la categoria de acid de tip BHA. Și am aici de la PSA acest Clarity și am și acest produs cu acid hialuronic de la Geek & Gorgeous, pe care l-aș recumpăra pe ăsta de la Geek & Gorgeous. Nu-i că am avut ceva cu ăsta, dar ăsta pe lângă faptul că pute, da, pute efectiv, și asta vine ca urmare a formulei pe care o are, și anume că mai include și bacuchiol și nu mai știu eu ce. Pe lângă asta, cumva în cazul eu n-am găsit justificat prețul. Adică dacă dincolo la Isdin experiența utilizării produsului te făcea să zici, da, domne, merită. Adică mă face să simt că sunt răsfățat prin aplicarea produselor. Aici eu n-am sesizat mare diferență ca mod de acțiune în ceea ce privește produsul acesta sau acesta. Și atunci, de ce să-l cumpăr pe acesta, care vine și într-o cantitate minusculă, adică 15 ml, în vreme ce de la Geek & Gorgeous primesc 30 ml, iar prețul cred că este la cel puțin jumătate, dacă nu mai bine. Prin urmare, pe acesta nu aș mai recumpăra, pe când acesta, da. Și voi continua cu două produse în tandem, deși ele ca formulă nu sunt asemănătoare, dar ca mod de acțiune, în ceea ce mă privește, am simțit că da, pe alocuri. Vorbim despre un produs cu probiotice și cu centela asiatica de la Skin 1004 și despre acest produs de la Haru, nu mai știu cum mi s-a zis că trebuie să pun și ca accentul altfel decât îl pun, adică nu pe românește. În fine, depășim momentul că nu asta e important, ci acțiunea produsului. Iar aici vorbim despre un ser cu extract de orez negru, care avea drept acțiunea aceasta de a întări bariera de protecție a pielii, de a o îngriji. Vorbeam și despre acțiune anti-rid, zicea el. Ideea e că pe ambele eu le-am simțit ca având acest rol de protecția pielii și de calmarea acesteia și de îmbunătățirea condiției pielii. Ambele erau opțiuni pe care le luam în considerare atunci când foloseam peeling-ul de la The Ordinary, dar nu numai. Adică cel puțin pe aceasta cu probiotice am folosit-o așa într-o nebunie. De altfel, aceste probiotice înțeleg că au și această capacitate de a înlesni cumva penetrarea activilor în piele. Iar eu când am auzit asta, clar am zis că acesta e serul care merge combinat cu retinalul sau cu retinolul, pentru că îl ajută să ajungă acolo unde are pielea nevoie de el. Ambele sunt produse care mi-au plăcut mult, pe care le-aș recumpăra.
și o textură mai lăptoasă, așa, motiv pentru care în perioadele mai calde sau în rutina de dimineață uneori înlocuia crema, îl foloseam doar pe el pentru că textura îl ajuta în acest sens. Acesta era un pic mai lipicios, să zicem, dar de asemenea o lipicioșine de aia bună, care doar îți crea acea peliculă ce îți oferea senzația de piele protejată. Nu era nimic care să împiedice aplicarea altor produse sau care, din contră, să și dăuneze prin a se transforma în scame inestetice sau mai știu eu ce. Nu. Ambele mi-au plăcut deopotrivă și pe ambele le-aș cumpăra. Continui cu altă vitamina C de la Skin Lab, pe care vă spun sincer că n-am înțeles-o, pe care am cam ocolit-o, n-am terminat-o, am trișat un pic, încă mai am produs în el, dar îl am de o veșnicie deschis și am hotărât să-l arunc. Nu mai știu dacă la început îl țineam în frigider, da, cred că îl țineam în frigider, iar pe mine produsele cu vitamina C sau orice alt tip de produs, indiferent de ingrediente pe care scrie că trebuie ținut în frigider, mă termină. Sunt atât de comodă încât termin prin a renunța la a mai folosi produsul decât să stau dimineața, mai ales să mă duc la frigider să-mi scot produsul de acolo. Da, știu că sunt acele mini frigidere, dar alea mi se par o risipă de bani, pentru că sunt prea puține produsele care au nevoie de astfel de condiții încât să merite investiția într-un astfel de frigider. Sau cel puțin așa văd eu lucrurile și așa m-am raportat până acum la acele mini frigidere. Revenind la ser, el avea o textură plăcută, de asemenea era genul acesta de textură care îți crea impresia de ceva uleios, dar pe piele se transforma în ceva bun, în ceva care era ușor absorbit de către piele și care oferea luminozitate, fără îndoială. Acesta era un prim obiectiv atins, pentru că luminozitatea era de asemenea aproape instantanee. Dar, repet, faptul că trebuia ținut la frigider pe mine m-a împiedicat să-l folosesc cap-coadă. Din acest motiv nu l-aș recumpăra, mai ales că în prezent am produse cu vitamina C pe care nu trebuie să le țin la frigider, care au o capacitate de a se menține proaspete și de a rămâne transparente și de a nu oxida pe un termen atât de lung, încât în momentul de față eu n-aș mai putea să mă întorc la genul acesta de produs de care ar trebui să am grijă și pe care trebuie să-l mut de pe măsura de machiaj în frigider și din frigider pe măsura de machiaj. Nu văd de ce mai trebuie să mă chinui astfel în condițiile în care în prezent există opțiuni la prețuri accesibile, nu neapărat, mă gândesc neapărat la un Medicaid pe care îl am și care m-a impresionat prin capacitatea sa de a rezista în orice condiții și de a nu oxida, dar există și opțiuni și variante mai accesibile ca preț, care de asemenea au formule impresionante la capitolul rezistență în fața oxidării. Așadar, nu l-aș mai recumpăra. Încheiem discuția cu un ser pe care nu l-aș recumpăra, deși este din aceeași gamă cu crema pe care o consider cel puțin în top 3, probabil că pe viață, de la Medipil. Adică acea cremă am recumpărat-o deja de vreo 3 ori până acum, cred, în vreme ce pe acesta nu l-aș mai recumpăra. La fel ca și crema, are la bază peptide și o mulțime de alte ingrediente cu acest rol antirid. În schimb, pe mine, textura produsului nu m-a putut convinge, nu m-a putut face să folosesc produsul. Aplicarea lui pe pielea mea nu crea niciun sentiment pozitiv, nu mi se părea că acționează în vreun fel, spre deosebire de celelalte despre care vă spuneam că în cazul unora chiar simțeam așa o peliculă protectoare. Aici nu simțeam nimic care să mă îndemne să-l folosesc în continuare, în mod absolut straniu, evident, pentru că vorbim despre faptul că din aceeași gamă face parte acea cremă pe care o consider minunată și pe care o voi recumpăra probabil la infinit. După cum poate știți, crema a fost reformulată, reambalată, adică acum are un nou ambalaj, și evident și serul. Nu știu dacă s-a schimbat ceva la formulă astfel încât să merite investiția și să încerc să-l folosesc și pe acela, să văd dacă îmi creează o altă impresie. Pentru că nu pot să nu mă gândesc la faptul că, la cât de mult îmi place acea cremă, dacă aș avea un ser care să o completeze, să nu mă gândesc la faptul că aș putea obține ceva absolut spectaculos la nivelul pielii, dar nu știu în acest moment dacă merită investiția și dacă merită să risc din nou să cumpăr un astfel de produs, însă cu siguranță pe acesta nu l-aș recumpăra. Și am ajuns la finalul celor 10 produse. Mi-ar face mare plăcere să descoper în comentarii care sunt impresiile voastre cu privire la ele, dacă le-ați încercat, dacă le aveți pe lista de dorințe, dacă le aveți pe lista de nu cumpăr niciodată așa ceva, indiferent de lista pe care le-ați trecut, mi-ar face plăcere să descoper gândurile voastre în rubrica de comentarii și, desigur, tot ce mai vreți voi să îmi transmiteți prin intermediul acesteia. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit. Pe curând! Pa, pa!